prieteni! Numele meu este Maria. Azi o să vă povestesc despre planurile mele de vacanță. Se apropie vacanța de iarnă. Mă gândesc cum voi petrece aceste zile. Mă bucur că nu voi avea teme. Ce puțin, nu în fiecare zi. E bine că pot să dorm cât vreau eu, fără să mă trezesc dimineața de vreme. Sper să ningă și să fie zăpadă multă, pentru că vreau să petrec cât mai mult timp afară. În primul rând, vreau să mă duc la Săniuș. Îi voi chema și pe prietenii mei. Anul trecut ne-am distrat foarte bine pe derdeluș. Ne-am dat cu săniile. Am construit un om de zăpadă. Sper ca părinții mei vor avea timp liber să mergem la schi. De Crăciun am primit schiuri noi și aș vrea să le încerc. Până acum nu am avut când să mă dau cu noile schiuri, pentru că nu a fost zăpadă. Mă gândesc că dacă vor veni și verișorii mei, atunci vom face concurs ca să vedem cine este cel mai bun schior. Dacă nu va fi zăpadă, voi merge la cinematograf. Am auzit că filmul meu preferat e programat în săptămâna de vacanță. N-am fost de mult nici la Înot și cred că într-o zi voi merge la bazin. Cred că voi avea timp pentru tot ce îmi doresc și sper să am o vacanță frumoasă. Acum că ai ascultat planurile mele de vacanță, te invit la un dialog virtual. Te rog să-mi răspunzi la câteva întrebări. Putem să începem? Care dintre planurile mele de vacanță ți-a plăcut cel mai mult? Te ascult! Tu unde ai fost în vacanța de iarnă? Te ascult! Povestește-mi și tu despre vacanța ta de iarnă. Cu cine te-ai jucat? Ce ai făcut în timpul liber? Ți-a plăcut vacanța de iarnă? De ce? Îți mulțumesc că ai devenit prietenul meu virtual. A fost o plăcere să vorbesc cu tine. Ne revedem data viitoare!